Salut, sunt Otto de la Miere TVO și astăzi vreau să vă prezint păstura și ce am observat eu în 7 zile în care am folosit-o zilnic. Am aici păstura de la Miere TVO care costă 45 de lei. Așa arată borcanul, este din sticlă și are 100 de grame. Are 100 de grame de păstură în umbră. Dar pentru ce e bună păstura? Pentru ca sistemul nostru imunitar să fie pregătit pentru schimbările drastice de temperatură, e nevoie în primul rând de o cură de detoxifiere cu păstură. Pâinea albinelor, cum este numită popular, protejează ficatul, tubul digestiv și reduce colesterolul rău din sânge. Este ideală în tratarea anemiei datorită complexului de vitamine, minerale, aminoacizi și enzime. Efectul antiinflamator o recomandă în multe afecțiuni precum artrită și astm. Pe viitor vreau să vă prezint toate produsele apicole testate de mine și am început cu păstura pentru că eu chiar am avut episoade în care am crezut că mor sufocat în somn săptămâna aceasta. Vreau să prezint toate produsele Miere TVO pentru că sunt la îndemână și am încredere că sunt foarte bune, dar numai după ce le testez personal timp de câteva săptămâni pentru a-mi da seama de efecte. Prospecte găsim peste tot pe Google, însă eu vreau să ofer un feedback mai complet și adevărat, testat pe mine. Iar de când am început să consum câte o mână de păstură, fraților, pe zi, respir foarte, foarte bine. Cei care mă urmăriți ați văzut și știți că săptămâna trecută am fost foarte bolnav și am început tratamentul cu păstură și apicomplet. Hai să vedem acum cum se consumă. Ei bine, păstura se poate consuma oricând, la orice oră, însă mai bine asimilată într-un organism este înaintea meselor principale cu câte o jumătate de oră. Bun, și cât se consumă? Să nu cumva se iau prea mult? Îmi face rău? Ce se întâmplă dacă mănânc prea multă? Bun, aici la subiectul acesta vreau să vă spun că personal eu am mâncat un pumn de păstură, o mână de păstură, aproximativ 3 lingurițe, însă nu am mâncat-o la o oră fixă și tot m-am simțit extraordinar. Într-adevăr, cel mai bine este o linguriță înainte cu o jumătate de oră de mese, cum vă ziceam mai sus. Însă nu vă stresați cât și când o să mâncați. Important este să facem o cură de minim o săptămână în care să consumăm zilnic circa 3 lingurițe de păstură. Asta e esențialul. Acum, hai să-mi continui tratamentul pentru că încă mai consum păstură, încă sunt sub tratament, până nu termin borcanul ăsta nu mă las de păstură. Păstura se consumă cam așa, e un pumn simplu în mână. Acum am mai luat un pumn în timpul zilei și este seara acum când filmez. Uitați, mi-am pus o linguriță. Nu știu dacă se vede, că nu focusează. Bun, hai că am luat camera și era să dau astea pe jos. V-am tras așa niște cadre mai de aproape. Deci am mai luat și de aceea consum așa puțin acum. Și se înghite pur și simplu. De fapt se amestecă, se amestecă în gură. Are un gust bun, dulceag, foarte puțin amărui, acrișor. Dulceag, acrișor, amărui, așa îl pot descrie. E foarte bună. Mi-e place mult mai mult decât polenul. Și cam așa se consumă păstura, deci nu vă stresați, la orice oră puteți să o consumați, este foarte, foarte bun. Bun, și acum să-i dau și o notă. Nota mea pentru acest produs este 9, ținând cont doar de papilele gustative. Datorită gustului specific al păsturii, unii oameni pot prefera mai mult, iar alții mai puțin aroma ei specifică, pentru că da, are o aromă unică, diferită de cea a polenului. Dar despre polen poate vom vorbi în episodul următor, așa că notele le dau sincer după gustul meu, fără să le umflu aiurea pentru că ar fi produsele mele. Veți vedea că polenul îmi place chiar mai puțin decât păstura. Voi spune asta în clipul următor. Eu sunt fumător, așa că nu mă judecați. Am fumat foarte mult zilele astea pentru că am fost bolnav și nu am putut să dorm. Însă ce pot să vă spun este că mi-a făcut foarte, foarte bine. M-a ajutat foarte mult la flora stomacală pentru că am avut stomacul iritat. Am avut foarte mari probleme și am observat foarte multe îmbunătățiri. Ficatul la fel este foarte bine regenerat de această păstură, m-am simțit extraordinar, nu m-am mai înțepat, n-am mai avut nicio problemă, n-am mai avut arsuri de la stomac și din experiența mea pot să vă spun că este extraordinară. Ei bine, acum ați primit și feedback-ul meu cât se poate de sincer, testat chiar pe mine, nu doar din vorbele goale de pe prospecte. Păstura chiar are efecte benefice și foarte, foarte variate.
Sper că v-a plăcut acest clip și nu uitați, ca să văd și eu cât de mult vă place, să mai fac și alte clipuri de genul acesta. Vreau să văd mai multe feedback-uri, mai multe like-uri și mai multe comentarii. Iar eu o să mă conformez și vom vedea ce iese. Eu sunt Otto, până data viitoare, nu uitați să mâncați sănătos, să faceți mișcare și să consumați produse apicole, pentru că sunt foarte sănătoase pentru corpurile noastre. Ciao!